Poate pentru că nu înțeleg cum funcționează organismul uman, de fapt, sau pentru că sunt prea ocupați cu tot felul de alte lucruri, mai puțin cu nutriția, care pare așa o chestie simplă despre care poate să vorbească oricine. Unii recomandă persoanelor mai în vârstă să mănânce mai puțină grăsime, mai puțină sare. În speranța că această recomandare veche îi va proteja pe aceștia de boli cardiovasculare. Ce se ignoră frecvent atunci când se emit păreri generale, frecvent vechi și populare, este ce o să facă cine e la primire. Și de obicei, nu doar ce vedem efectiv la oamenii mai în vârstă din familiile noastre sau la pacienți ce văd eu sau ce ne scrie literatura științifică. Practic se întâmplă din a, ce iese practic din această recomandare este înlocuirea surselor de proteine, carne slabă, lactate și brânzeturi normal de grase, ouă, pește mai gras, cu alimente degresate sau cu alte alimente percepute de majoritatea ca fără grăsim și la care li se poate adăuga mai puțină sare. Însă, legumele cu mai puțină sare și mâncarea cu mai puțină sare de vechi, vechi, mult timp este mai puțin bună și ca și în povestea sarea în bucate, oamenii, nu, dacă n-au voie sare, nu prea mai mănâncă legume. Că nu-s bune? Că lască găsim noi altceva mai bun și o dă pe fructe. Și excesul de fructe, da, nu are grăsime, însă este principala cauză de steatoză hepatică și dislipidemie. Iar când vine vorba de lactate degresate, pentru că au mai puține grăsimi, sunt mai puțin sațioase și pentru că acele grăsimi sunt înlocuite cu carbohidrați frecvent, de aici iese grăsime care se face în organismul uman, mâncând mai mult, mai multă grăsime în ficat, mai multă grăsime pe funduleț. Obezitatea în sine este cauza principală de boli cardiovasculare și nu faptul că mănânci lactate normal degresate. Rase. Și nu că o spun eu, există nenumărate dovezi științifice care arată că grăsimea din lactate nu este o problemă când vine vorba de prevenția bolilor cardiovasculare sau de tratamentul dislipidemiei. Însă, ca să știi toate lucrurile astea, trebuie să fii la curent cu literatura științifică reală, nu cu epidemiologia care face corelații, nu dovezi de cauzalitate. Dar când nu știi niciuna, nici alta și nutriția este așa o o chestie a 15-a pe, dacă o fi pe lista ta de to do this, dar tu totuși vorbești, că dacă te-a întrebat cineva ce o să spui, nu știu, atunci mergi cu promovări simpliste și vagi și vechi și populare. Ia nenică, ia băbuțo, ia și mănâncă mai puțină sare, mai puțină grăsime. și uite așa o să faci tu obezitate, dar obezitatea nu o să-ți să, te, nu o să crească riscul de uh, boli cardiovasculare, nu, e de la sare, e de la grăsime. Iar dacă încercând să respecti astfel de recomandări simpliste și populare, te-ai trezit cu dislipidemie, steatoză hepatică și boli cardiovasculare. Întreabă-te, aplicând tot felul de idei generale, s-a îmbunătățit cu ceva sănătatea ta?